Economia României a încheiat anul 2022 cu un avans de aproape 5% conform datelor Institutului Național de Statistică. În cea mai mare parte, creșterea vine din consum, altfel spus, din faptul că românii au dat mai mulți bani pe bunuri și servicii. Și investițiile, în special fondurile europene, au jucat un rol important în creșterea economică. La polul opus, agricultura și industria și-au încetinit ritmul de creștere. Colega mea, Florentina Bălășoiu, ne prezintă datele. Bun găsit anul trecut, economia României a crescut cu 4,8%, arată datele Institutului Național de Statistică. Avansul este însă mai mic față de cel înregistrat în urmă cu doi ani când produsul intern brut a avut un plus de 5,8%. Într-un an cu zecetă puternică, dar și costuri mari la combustibil, agricultura a ieșit pe minus și a atras în jos economia cu 0,5%. Asta în condițiile în care sectorul reprezintă 4,5% din economie. Afectată de scumpirile din energie, de războiul de la graniță și de dificultățile în aprovizionare, și industria și-a încetinit motoarele și a avut o scădere de 0,5%. Grav este că sectorul are o pundere mare în economia țării de peste 22%. Ca să vă faceți o idee, în anul 2021, după ieșirea din pandemie, industria a avut o creștere de 1,3%. Pe de altă parte, consumul a fost cel care a alimentat creșterea economică anul trecut. Iar aici vedem o creștere de 4,5%. Practic, oamenii au plecat în vacanță, au mers la cumpărături și au cheltuit o parte din economiile strânse în pandemie. Consumul este alimentat și de banii veniți de la muncitorii români din străinătate. În paralel, și construcțiile au terminat anul pe plus și au ajutat cu aproape 1% creșterea economică. Creșterea economică a fost susținută și de sectorul IT și după mulți ani și de investițiile străine. Potrivit INS, banii investitorilor străini, dar și absorpția de fonduri europene au condus la un avans de 2,2%. Economiștii spun că rămâne de văzut cum vor fi folosite fondurile, astfel încât să ajute pe termen lung. Practic, să fie create noi locuri de muncă, iar banii europeni să fie folosiți pentru investiții în infrastructură, în construcții de autostrăzi, școli și spitale, și mai puțin pentru măsuri sociale, cum sunt, de exemplu, voucherele pentru energie, care rezolvă doar parțial anumite probleme dar nu ajută la dezvoltarea unei economii solide. Avem o șansă unică. Vin bani din Uniunea Europeană, vin totodată fonduri europene pe nouă axă, ceea ce înseamnă că trebuie să-i atragem eficient și totodată trebuie să-i și plasăm eficient în economie. Dacă ratăm, ne va fi foarte greu în viitor. Trebuie să ne creăm, de fapt, o creștere economică acum, cât avem aceste surse europene, ca ulterior acele investiții să se rostogolească în economie. Pentru anul 2023, potrivit prognozei Comisiei Europene, cu o inflație mare, creșterea economică nu va depăși 2,5%.